Salutare băieți și fete, eu sunt Gabi și bine m-am regăsit la un nou episod, iar astăzi spargem diamante. Mai exact băieți, 14.874 de diamante, da, din câte vedeți nu sunt la mine pe cont, din păcate, mi-aș dori eu să am diamantele astea la mine pe cont, dar din păcate nu e să fie. Dar înainte de toate, bă, știți deja ce am pățit eu cu contul meu, că mi-am pierdut un cont, în fine, bă, ideea e că nu mai vreau să aud de conturi, vreau să am doar contul meu și atât. Contul ăsta pe care îl vedeți este doar pentru diamante și atât, mi l-a dat Reaper, adică un prieten de-al meu ca să fac această spargere. Și cam atât. Iar pentru cei care nu știți cine este Reaper, Reaper este un fel de intermediar care se ocupă și cu conturi și vă bagă diamante, gen bagă la foarte, foarte multă lume diamante în conturi și chestii de genul ăsta. Așa că băieți, de acum înainte, dacă vreți, nu știu, să cumpărați un cont sau să vindeți un cont, apelați la Reaper cu cea mai mare încredere, este cel mai de încredere om pe care îl cunosc. Și am să vă las chiar acum o poză cu profilul lui de pe Instagram, puteți să-l căutați și să-i scrieți acolo în privat. Și dacă aveți nevoie, v-am zis, dacă aveți nevoie să o bage diamante sau să vă cumpărați un cont sau să vindeți un cont. În fine, băieți, bă, suntem pe contul ăsta. Bă, care este un cont destul de veteran, dar în fine, nu contează asta. Ideea este că astăzi vreau să iau Angelical-ul, ok? În clipul de astăzi o să spargem diamante cât pentru Angelical, ok? Doar Angelical-ul o să-l luăm în clipul ăsta, pentru că sunt foarte multe diamante și nu vreau să lungesc clipul ăsta foarte, foarte mult, ok? Așa că vreau să vedem câte diamante trebuie să dau să iau perechea de Angelical, băieți. Un Angelical, a treia pereche de Angelical care s-a băgat pe jocul ăsta. Ha, și ce să zic, bă, hai să dăm drumul la treabă să vedem ce va ieși. Bun, bă, în primul rând o să intrăm aici la eventuri și avem aici un top-up care trebuie să le iau. Avem aici coasa, băieți, bă, nu știu ce coasă e asta, mâncava jucura voastră, dar atâta din cât e moca, mie îmi convine. Avem aici un ghiozdan care nu-l folosește nimeni niciodată, cred că nu o să-l folosească nici proprietarul contului, dar ca idee. Glue ăsta care la fel nu cred că-l folosește nimeni, dar l-am luat să fie. Și glue-ul mi se pare că e Angelical, mă, sau mi s-a părut mie? Da, nu știu, fine. Și intrăm direct în forță unde probabil așteptați cu toții, băieți, să vedem câte diamante am să dau la acești Angelical. Ceva îmi spune că o să mă mănânce diamante, deci uitați-o bine la diamantele alea, da? Deci uitați-o bine, 14.874 de diamante. Nu, 14.874 de diamante, mâncava jucura voastră. Hai să vedem, băieți, cam cât m-ar costa. O să dau din prima câte 179, pentru că dacă dau câte 19 știu că e țeacă. Uite, mai dat băiatul un spin, n-a picat nimic, bineînțeles. Hai să vedem cât noroc are Gabi. Hai să vedem. Grenadă. Nu știu dacă are skin pe grenadă, dar o să mă uit după. Dacă nu l-are, o să-l opresc. Nu știu dacă se opresc cu tipe arme, băieți. Sincer, nu știu dacă se opresc, a picat nimic direct din prima. Ok, are. Ok, bă, nu o să opresc cu tipe arme, cel puțin nu astea, pentru că nu-mi plac. O să facem așa, direct. Hai să vedem. Și... în cap așa cura voastră. Mă, Free Fire-ule, măi, Garena, de ce faci, mă, de astea cu mine? Mă, deci mă doare inima ca și cum aș fi pe contul meu, mă jur. Deci când văd cum... ok. Îmi place. Hai că am început decent. Ok, am început de... nici nu se cunoaște la diamante. Ok, avem una, băieți. Știu că pică foarte ușor prima. Mă întreb ce o să fac când o să ajung până la 4, știți ce zic? Atunci e problema mare de tot, dar hai să vedem. Mai dăm un spin. Hai, Garnot, ține cu mine. Să moară. Dă-l Angelicul. E bine. Nu mă oftic, deși putea să facă un gest Garena cei de la Garena viețile mele. Ok. Am luat cuțitul, dar l-are cuțitul ăsta. Mamă, și cuțitul ăsta a fost la un top aparcă, bă, și l-a băgat aproape moca aici. Da, în fine, Garena, ce să ceri. Ok, și îmi dă parașuta. Mersi, Garena, o apreciez foarte mult. Hai să vedem dacă mai luăm o parașută și acum. Ok, am mai luat o cutie. Bun, le dăm și pe astea încă un spin. Vreau să încerc să cheltui cât mai puține diamante. Aș vrea să le iau din cât mai puține diamante. Mamă, 10 etichete la incubator sunt. Acum am văzut, bă. Mamă, păi asta se merită, mă, ești nebun, 10 etichete, păi cât mă costă pe mine, mă, 10 spinuri, ești nebun? Mamă, deci până acum diamantele le-am scos cum ar veni din 10 etichete, no, bun, hai să luăm și bandana asta Angelical, care seamănă puțin cu cea din PES-ul 4, hai să vedem. Ha, ok, îmi dă parașuta. Ripere, lasă-mă în pace, Ripere, lasă-mă în pace. Ok, nimic. Ok, mai dăm un spin, hai să vedem. Ok, bine, dar dă-mi Angelical ăla, mâncați-a și curată. Vă dați seama că e făcută roata asta, nu? Deci vă dați seama că e făcută, gen. Că nu dă Angelical ăla decât, nu știu, să ai prea mare noroc. Ok, băieți, am luat și bandana. O să-i dau direct echip. Să fie acolo, chiar sunt curios cum arată. Un facem așa, hai să vedem, 6 spinuri. Grenada din nou, dar o am, viețile mele, o am. 14.100 de diamante mai am, ok, am înțeles. Mai facem o dată așa. 2 spinuri. Nu pică nimic. Mersi, băieții mei de la Garena, vă pup. Sunteți cei mai șmecheri. Angelical ăla... deci e a doua oară care îmi dă cuțitul ăsta. Și cuțitul e între Angelical și piatră.
Ok, încă două pietre, mă. Două pietre, mă. Am dat până acum cât am dat? Nici 1000 de diamante n-am dat, corect? Ok, pentru 3 pietre. Deci, practic, din 1000 de diamante trebuie să mai iau 2 pietre, nu? Așa ar trebui. Hai să dăm practic acum câte dăm pentru 2 pietre. Ok, nimic. Ok, am luat ceva, am luat ceva. Hai că am luat ceva, dacă e. Măcar am și piciorul în el lootbox. Mai dăm încă 100 și ceva. Nimic. Cava jucura voastră mă mănâncă, bă. În lootbox-ul ăsta să-l iau, mă. Hai mă că le iau să fie acolo, măcar cu atâta să mă aleg și eu. Nu știu dacă o să-l folosească, dar măcar așa, de colecție, știți ce zic? Bun, facem așa. Încă o dată lootbox-ul blestemat. Sau ăsta e altul. Da, e altul, dar l-are deja. Ok, hai să vedem, încă un spin, încă un spin. Pa, placa. Mă, te mănâncă mă, angelicul ăsta. Ce am mâncat vaș gura voastră? Eu mă întreb dacă iau din 5000. Am înțeles că cam 5000 e media, dar nu știu exact. Bun, deci am dat cam 1000 până acum, băieți. Hai să vedem. Următoarea spină. Aș încerca câte 19, dar știu că consum diamante iurea că nu-mi dă. Fragmente, cutii, cutii, fragmente. Cutii, cutii, cutii. Mersi, băieții mei, sunteți cei mei șmecheri. Dați-mi cutii, că nu e ca și cum la cutii îmi pică ceva. Asta la regulare. Ok, am înțeles. Mai dau un spin, uite așa, un spin singur. Și pică o grenadă. Mersi, băieții mei. Încă un spin singur. Hai să vedem. Mă, deci trebuie să apreciați, da? Eu mă chinui aici să iau cât mai ieftin angelicul ăsta, dar efectiv n-ai cum, deci n-ai cum, bă, n-ai cum. Am zis că, mă, tași din gură, că norocul meu care l-aveam eu odată și, mamă, stați să vedeți, mâncava și gura voastră, că pică acum odată, o să-mi pice până la urmă. Eu zic că până în 12.000 de diamante îmi pică încă una. Și după aia, la ultima, stați să vedeți, chin și pedeapsă. Dacă aude proprietarul contului când am luat din 14.000 de diamante angelicului, cum ar fi? Tu-te, mă, deci, că n-am cum. Da, o mamă lor, 14.800 erau. N-am cum, bă, să nu iau. Hai să vedem și. Până acum mi-a picat decent. Dar bă, că acum are o perioadă care nu mai vrea să mai dea. Am dat aproape 1000 de diamante degeaba. Ok. Mic. Spin după spin, mă doare inima. Ok, mai dau un spin să rămân cu 13.000 de diamante. Da, băieți, oficial s-a dus încă 1000 de diamante și n-am mai luat nicio piatră, bă. Dați-vă și voi, bate joc de mine. Ok, nimic. Ok, dăm și spinul ăsta. Tot nimic. Ok, ne mai oprim puțin, băieți. Mai facem, stai, mai dau și astea. Mai facem o pauză, mai răsuflăm puțin, mai dăm niște etichete la incubator, că nu se poate așa ceva. Dă-o, mă, mai. Fiți aici, intrăm aici. Haide, mă, încarcă-te, bă. Stai că abia am intrat pe conști, cred că de-aia. Ok, și intrăm la incubator. 10 spinuri. Ce are pe aici? Mamă, câte pietre? Are două pietre? Mamă, are două foi și 3 pietre. Mă, nu știu dacă vrea ceva, dar eu dau. Norocul meu îmi spune că o să pice ceva, o piatră măcar. A picat pe naiba. Bravo, Gabi. Bravo, Gabi. Și încă 5. Mă, oricum astea ne-am luat moca. Haide, bine. Una. Bine, mă. Aia zic, mă, nene. Hai, mai dă-mi. Nu mai pot. Bă, oricum am luat bine, mă, din 10 etichete să iau o piatră și un foaie, eu zic că e bine, e chiar decent. Ok, nu o să dau diamante aici, că nu. Acum, el poate să-și ia de aici, stai, cel mai scump îi mai trebuie pietre, încă două pietre. Dacă-și cumpără elitul, mai are una, poate să le ia pe fată, dacă-și cumpără elitul, cel mai scump, sau poate să le ia pe ăsta, dar nu, îi mai trebuie piatră. Na, nu știu, el acum alege. Dacă o să mai fac rost de etichetele la incubator, probabil o să mai dau. Hai să trecem din nou la ăștia, că deja-i urăsc, deja-i urăsc, băieți. Mamă, mă, cam aș cura. Băi, și scump spinul, mă. 180 diamante un spin, mă. De câte 10? Uitați-vă și voi ce-mi dă. De 180 diamante, uitați-vă puțin ce-mi dă. Efectiv nimic. Efectiv nimic. Băi, și dacă nu pică din prima, după aia nici nu-ți mai dă, mă, piatră. Gen, uite, dacă nu se oprește acum piatră, după aia nici nu-ți mai dă. Asta mă nervează pe mine. Și se oprește la fragmente. Mulțumim. Băi, și nu sunt foarte multe chestii aici, mă. Dar nu vor ei să dea, uitați-vă și voi. Face mișto de mine, na. Uitați-vă și voi, că mi-e miră. Sper să le iau până în 10.000 de diamante, gen, dar nu prea cred că am eu norocul ăsta. Hai să-mi dau până rămână cu 12.000 de diamante. Ok, nimic, am înțeles. Hai mă, lăsăm-o mână așa, ce-o fi, o fi ea. Hai, dă fragmentă. Ce mai dă? Fragmente. Cutii, fragmente, cutii, cutii, cutii. Na, uitați-vă și voi. Ok, am zis că dau până rămân cu 12.000, nu? Hai să mai dăm. Uite, știu, Angelica, l-o acolo, mâncă la tata pe el. Da, nimic. Mă, dacă era cu... Cum îi zice, să crești în... Ia, iară lângă mâncava aș gura voastră.
Dacă era cu Lucky, mă, gen, știi, să crească Lucky, eu până la 100 și la 100 să fii sigur că îți dă. Dar așa ce să-ți dea mâncă cura voastră? Uitați-vă câte diamante am consumat. Doamne, în fine. Hai să vedem. Bine, bine, mă, băieți. Mai trebuie una, mâncava jucura voastră. Când o iau, nu știu, dar o iau. O iau, o iau, mâncava jucura voastră. Hai, mă, de aici o iau, fiți antrenor. Nu mai vreau să dau niciun diamant. Hai, mă. Aș vrea eu să o iau de aici, ești nebun. Ok, nimic. Și încă două spinuri. Angelica, mamă, dacă îmi pica acum, mă ofticam. Pe bune mă ofticam dacă îmi pica acum Angelica. Că mai întrebă piatra, acum ori pică Angelica, ori piatra, tot naiba aia, știi că oricum Angelica nu-mi dă. Ok, am luat pe fată, băieți. De acum, din 2000 de diamante, deși aș spera să iau mai ieftin un pic, dar am auzit că 5000 e media, știți ce zic? Deci dacă eu iau acum din 2000 de diamante, mai iau încă una, încă o piatră, să zicem că ar fi decent. Să zicem, hai să vedem. Noi mă așteptam, sincer, să-l iau puțin mai ieftin, că na, dar na, se pare că... care n-are ceva. Bă, nu sunt pe contul meu, mai. Deci vă zic eu. Deci nu sunt la mine. Dacă erau la mine pe cont, acum l-aveam luat. Hai, doamne și Mihai, că nu mai vreau să dau diamante. Mi-e miră că intru în diamantele și le dau așa iurea pe fragmente și pe... Dar nimic, talent. Mersi, Garena. Mersi, apreciez. Să dau până la 11.000. Nimic. Ok, hai, mai dau un spin. Ah, toți mă, micuța ta. Ok, nu mai dau că poate pică de aici. Hai să vedem. A, uite-te, mă, că faci în ciudă, mă, să-mi fac piciorul în el, mă. Faci în ciudă, mă, uitați-vă și voi, nu-mi dă, mă, nici Angelica, nu nici piatra. Bine, Angelica, la oricum e făcut să nu ți-l dea. Dar totuși, ăla-l dă una la un milion de persoane, să mă bată, mă, dacă nu. Ok, hai să mai intrăm în diamante. Nimic, înțeles, mersi. Și dacă nu ți-l dă din prima, nici nu-ți mai dă. Uitați-vă și voi. Talent. Hai să vedem. A, uite-l, mă, uite-l. Nu mai zic nimic. Dar mă oftic, nu mai zic nimic, dar mă oftic. Deși nu sunt la mine pe cont, nu sunt diamantele mele, dar mă oftic pe bune când văd, mă oftic. Angelical blestem, ce ești ca așa. Bă, așa au făcut ăștia cu toate perechile de Angelical, mă. Mă, zici că e aur, mă, zici că nu-ți dă, mă. Uite și tu, au pus și ei puțin auriu pe aici și gata, mă, zici că e aur. Trebuie să dai diamante de, doamne, zici că îi cumperi în realitate, ești nebun, nici în realitate nu cred că costă atâta. Ok, famas. Ia. Aoleu, mâncă, bași gura voastră, nu-mi vine să cred că mai intru și n-are 11.000 de diamante. Dar nu intru, fiți antre, dau 19. Ia, vreau să dau așa câte 19, până rămân cu 11.000. Hai, mă, fă și tu un gest, Garena. Nu, mi-l dă, mă, mâncă, bași gura voastră. Păi ce-i proastă, uite și tu. Ok, mai dau un spin de 19. Ok, mai dau de aici încă un spin de 1. N-ai, mă, oricum mai dau-o cu ei, n-ai, mă, cum. Încerc să-i prostez, dar uite ăștia. Ia dau spin din prima. N-ai nimic. Mai am aici unul moca. Trag de diamantele astea cât pot, dar de ceafa. Ia, hai! Nu, rămâneam cu 11.000 de diamante în capă, că am ia și piciorul. Ce să mai zic, mă, băieți, nu mai vine să zic nimic, să mor, dar pe bune. Pe bune, nu știu, mai dăm un tichera gold, mai resetăm. M-am mâncat. Ok, deci mai avem 1000 de diamante buget, cum ar veni, pentru că 10.000 ar fi finuț din partea lor să rămână, știți ce zic? Ar fi bine dacă aș lua așa, să rămân cu 10.000, dar nu știu ce să zic, no, bun, hai să dăm, că pierdem timpul aire. Bine, mă, din prima, dă-te în pui, și acum sunt de așa Angelica mai jos, că spar telefonul pe Aolea, uite, mă, că i-am luat, mă. I-am luat, mă. Mă, am să vă las un calcul pe ecran să vedeți din câte diamante, eu unul nu mai rețin. Dar cred că au fost 4.000 de diamante. Da, mă, 4.000, aproximativ 4.000 de diamante. Deci aproximativ 4.000. Eu zic că e bine, pentru că media e undeva la 5.000, din câte am înțeles și mi-a zis și Reaper înainte să intru la el pe cont. A zis că, bă, media e undeva la 5.000. Ok, o să dau și astea. Și acum să-mi pice iar. Dă-te-n pui mei chiar să-mi pice, că mă ofticam iar. Și mai am un conspin. Și pic Angelica acum. Nu! Face mișto de mine, dă-te la o parte, nu mai intru în viața mea la eventul ăsta, dă-te la o parte că nu mai întrebi. Doamne ferește. Ok, băieți, deci mai am... nu, mă, stai, mă, n-am dat 4.000. Ba, da, mă, 4.000. Nu știu, o să vă las un calcul pe ecran oricum, dar undeva pe acolo nu mai știu exact câte diamante aveam. Bun, băieți, bă, mai avem Mystery Shop-ul, care vrea să iau de aici câteva costume, vreau să iau și Rinecar și vrea să iau și tichetele la incubator. Pe acest clip o să iau tichetele la incubator.
Le au pe toate. Ah, stai, nu. Sunt numai două, mă. What? What? Sunt mortu așa puțin, mă, dată și de la care, na? Da, am un cavaj gura, două tichete, na. Face mișto de noi, mai zice și voi ceva. Am patru tichete. Patru, să mor tu că patru tichete. Am zis că 10, 20 înainte se băga la Mystery Shop. Doamne. Face mișto de mine. Bă, dar voi ați zis, mă, cât lucky are la Mystery Shop? Are 80 lucky, mâncava și gura voastră. Ok, intru la asta, incubator și dăm și astea. Hai să dăm patru tichete. Dacă îmi pică și mie ceva, eu nu sunt foarte mulțumit. Nu mai zic nimeni, băieți, vă pup. Incubatorul ține cu mine astăzi. Talent. Dacă mai au o piatră ca să poată să și incubator cel mai scump, deci sunt cel mai fericit. Ok, n-am nevoie de foi. Deci de foi n-am. O piatră. Dă-mi-o, dă-mi-o. A sărit intenționat. Să mor. Deci când am dat spinul, s-a uitat cei de la gare și a zis, mă, nu-i dau, lasă, că e prea puține diamante. Bine, nici n-am dat diamante până acum la incubator. Uitați-vă și voi, face niciodată. Păca piciorul în ea roată. Deci cât mai întrebe, mă? Mamă. Bă, deci Reaper mi-a zis înainte să nu cumpăr elitul pentru că se dă moca. Și l-am înțeles, se dă moca, ok. Eu nu aș lua elitul acum, pentru că știu că aș da mult mai puține diamante decât dacă aș da la incubator pentru o piatră, corect? Sunteți cu mine? Dar, pe de altă parte, mă gândesc că elitul o să se dea moca și atunci o să poată să ieri să-și ia incubatorul cel mai scump. Știți ce zic? Așa mă gândesc. Deci nu o să mai umblu. Deși aș putea să iau acum elitul cu 500 sau cât costă de diamante și iau incubatorul cel mai scump pe băiat, dar nu știu dacă și-l dorește pe băiat sau pe fată, chestiile astea nu știu. Eu nu sunt mulțumit, i-am luat o foaie și două pietre moca. Efectiv, din 14 tichete. Din 14 tichete, mă, deci aici chiar am avut foarte mare noroc. Și mă, eu consider că și la Angelica am avut cât de cât noroc. Adică chiar cred că am avut destul de mare noroc. Uitați-vă ce costumați aici, fițantă aici, îi pun o pălărie ceva șmecher. Ce să-i pun ea? Uite, are părul ăsta mișto. Are și... O, talent, mă, vedeți că are ceva pe cont. Uite, are și ăsta părul ăsta mișto. Mamă, nu se mai vede ochii, gata. A dispărut în ceață, băieți. S-a dus băiatul meu. Uite, are și ăsta tot de la incubator, nu mai știu pe unde a fost. În fine, facem așa o costumație de buget. Bun, hai să mai intrăm pe la Mystery Shop să vedem ce mai vrea pe aici. A zis că vrea toate costumele, dar sunt niște costume inutile pe care n-aș da diamante, sincer. Bine, pe ăsta... Dar trebuie să mă uit înainte, bă, să văd dacă le are. Uite, ăsta nu cred că le are. Un costum care e șmecher și se merită e ăsta. Pe bune, ăsta chiar se merită. A zis că vrea să iau rename-ul, o să iau rename cardul. Cutii pe aici, pe ce mai are? Pe arme upgradabile văd că mai are. O să trebuiască și să iau și anul, dar asta o să iau în partea a doua. Ăsta de gheață a zis că nu-l vrea, nici pe fată, nici pe băiat, din câte am înțeles. Ok, o să iau costumul ăsta. Stai, câte diamante? Ok, vreau să mă încadrez în 10.000 de diamante. Iau costumul ăsta că e mișto. Dăm open. Bam, bam, bam. Părul ăla e mișto rău de tot. Iau și costumul ăsta, că ne încadrăm în diamante perfect. Perfect. Johnuțule. Și acum, bă, nu mai iau nimic de aici. 200. Mamă, nu mă încadrez în diamante. Ăsta ce e? Ăsta e de gheață, ok? Aș mai avea două costume. Ăsta. Care arată și el într-un fel și nu e chiar așa de scump. Și ăsta. Ok, o să le iau pe ăsta chiar dacă nu mă încadez în diamante aia. Bam, bam, bam. Îi dăm aici open și cam atât, băieți. Ăsta nu știu dacă să le iau, mă, le iau. Nu știu, asta o să vedem pe clipul viitor, băieți, dacă le iau costumul ăla. Pentru că, sincer să fiu, nu vreau să dau niște diamante. Iurea, vreau să dau la AN. AN-ul ăla e blestemat. Oricum o să împice destul de rapid, cred că. Dar nu știu, asta rămâne de văzut. No, bă, băieți și fete, bă, cam atât cu acest episod. Mâine o să vină și partea a doua de la această spargere de diamante. Mâine o să vină spargerea cu aproape 10.000 de diamante. Vedem ce o să iau mâine. Nu știu exact ce o să fac cu diamantele, dar rămâne să vedem. Primul și în primul rând o să iau AN-ul. Nu știu cât ghinion o să am. Dacă o să am ghinion sau noroc, nu știu, am mai dat. Ok, am mai dat câteva spinuri, mă, vedeți că am mai dat câteva spinuri. Și era 99 de diamante, ok, deci nu o să dau foarte multe diamante. Dar rămâne de văzut dacă iau și incubatorul, nu știu, asta rămâne de văzut. Ok, băieți, mă, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, un share, un subscribe, v-am pupat. Ciao, bă!